Și bine v-am găsit la o nouă ediție Afaceri de la Zero, emisiunea ziarului financiar în care spunem poveștile micilor antreprenori din România. Eu sunt Alina Vasiliu, iar în emisiunea de astăzi vorbim despre cosmetice. Eduard Grigorescu a pus propriul nume de familie pe un brand de produse cosmetice fabricate într-un atelier din Constanța. Eduard și soția lui au început această afacere în 2011, iar despre cum a fost parcursul de-a lungul acestor 10 ani, povestim astăzi la Afaceri de la Zero. Bună, Eduard! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine te-am găsit și noi, îți mulțumesc că ești alături de noi. Spuneam că este o afacere de la zero, dar o afacere care are deja aproape 10 ani de existență. În 2011 ați început tu și soția ta. Cum? Cum a fost începutul? Cum a venit ideea asta? Un vecin s-a gândit să facă cosmetice pentru săpunuri în principal, pentru el. Și ne-au plăcut foarte mult produsele și ne-am gândit să le facem și noi pentru noi. După care am produs mai multe și le-am împărțit colegilor de la birou. După 2 ani ne-am gândit că am putea să facem într-o producție mai mare și să le vindem. Și să puneți și un brand pe cosmeticele acestea. Da. Am început cu săpunuri. Primii... Și cum le făceați la început, înainte de a avea un atelier special amenajat pentru asta? Primele încercări, cum au fost? Păi, în bucătărie, sincer. Am avut oale, mixere și, mă rog, ingrediente, uleiuri esențiale. Și le turnam în cutii de lapte. Nu aveam matrițe. Și făceam undeva la 20 de produse pe zi. Nu dura foarte mult, dar cantități foarte, foarte mici. 10 ani mai târziu, astăzi, cum procedați? Cât produceți într-o zi? Unde produceți? Pentru că presupun că ați părăsit bucătăria proprie, dacă ne gândim la procesul ăsta de producție. Unde le faceți? Cum le faceți? Da, sigur. Avem închiriat un atelier în Constanța. Acum reușim să facem undeva la 2000 de săpunuri pe zi. Avem capacitatea aceasta. Dar, într-adevăr, nu întotdeauna reușim să le și distribuim sau să le vindem. În cât timp vindeți 2000 de săpunuri? Contează foarte mult perioada anului. Cel mai bine se vând de sărbători, în perioada Crăciunului sau de Paști, perioada cadourilor, iar vara, în principiu, vânzările scad. Brandul vostru este Cosmetice Grigorescu. Asta înseamnă că pe lângă săpunuri ar trebui să găsim și alte produse cosmetice. Ce mai găsim în gama voastră? Avem 5 tipuri de creme, de machiant, uleiuri. Și pe viitor mai avem câteva produse pe care dorim să le dezvoltăm. Revenind un pic la începuturi, câtă vreme ați lucrat așa de acasă și din bucătărie și cât a trecut până când v-ați gândit că e o afacere în sine și că merită să investiți și să vă amenajați un atelier al vostru? Păi, în principiu, primii 2 ani am făcut experimente și, mă rog, le-am împărțit colegilor produse, după care încă 3 ani am lucrat în paralel cu jobul pe care l-aveam în vremea respectivă și după 5 ani ne-am hotărât să renunțăm la joburi și să ne ocupăm exclusiv de cosmetice. Deci în momentul acesta Cosmetice Grigorescu este singura voastră sursă de venit, singura voastră activitate. Da. Cât ați investit la început? Investiția nu a fost foarte mare, câteva mii de lei, adică echipamentele nu sunt complexe, mai ales la început. După aceea, într-adevăr, dacă vrei să
poți să ai o capacitate mai mare de producție. Ai nevoie, în funcție de ce îți dorești, ai nevoie să investești mai mulți bani. Acum 2 ani am accesat și Startup Nation. Ce finanțare ai primit? Cea de 200.000 de lei. Și în ce ai investit banii? În mare parte matrițe, tăietoare și echipamente profesionale, în principiu, care costă mult mai mult decât cele de uz casnic. Dar ca materie primă, ce înseamnă materialele de care aveți nevoie și de unde vi le procurați? Noi, toate ingredientele sunt naturale. Cremele de la uleiuri vegetale până la uleiuri esențiale. Săpunurile, într-adevăr, au sodă caustică, este singurul ingredient care spală, dar după procesul de saponificare, adică practic după ce se face săpunul, soda caustică nu se mai află în produsul finit. În mare parte uleiuri vegetale, majoritatea sunt procurate de la importatori din, mă rog, zona călduroasă, Indonezia, Malaezia. Vorbim de uleiuri vegetale, cocos, migdale dulci, sâmburi de struguri. Care sunt cele mai populare arome dintre toate acestea? Uleiurile esențiale le luăm direct din India. Cele mai plăcute sunt ulei esențial de portocale, lămâie, lavandă, dar sunt câteva, să spun așa, mai exotice, melisa sau scorțișoara, care nu prea sunt găsite în cosmeticele. În mod obișnuit. Da, tu da, și da. Soția ta sunteți implicați în mod direct în procesul de producție sau aveți alți angajați care se ocupă de asta? Sau e o combinație între voi și o echipă de angajați? Mare parte noi ne ocupăm, dar în perioadele în care sunt vânzările mai mari, de exemplu de Crăciun, colaborăm cu mai multe persoane. Cel mai mult am fost 4. Este o perioadă foarte bună pentru noi, perioada Crăciunului. Anul trecut cum a fost? Pentru că târguri nu am mai prea avut. Da, așa este. De când a început pandemia, vânzările au scăzut undeva la 90%. Este adevărat. Dar ne bucurăm că putem să menținem o linie de plutire. Care a fost cel mai bun an pentru voi din punct de vedere al veniturilor? Chiar anul dinainte de pandemie. 2019. Da. Și am avut încasări undeva la 40.000 de lei. Anul acesta cum se prefigurează pentru voi? E în continuare imprevizibil pentru că nu știm când și în ce ritm se va duce pandemia aceasta, dar v-ați făcut așa un plan de business pentru 2021? Nu avem așteptări foarte mari. Considerăm că este un an în care putem să punem lucrurile intern la punct, să dezvoltăm alte produse sau să facem anumite procese să funcționeze mai bine. Spuneai tu de târguri și că era o sursă importantă de venit pentru voi. Acum de aproape un an deja nu prea mai există târguri. În schimb, unde vă putem găsi? De unde putem cumpăra produsele voastre? Colaborăm cu mai multe magazine naturiste. Cel mai important lanț de magazine este Paradisul Verde, mare plafare în București, în Piața Rosetti și destul de multe în Brașov. Se poate comanda și online? Da, pe site-ul cosmeticegrigorescu.ro. Majoritatea clienților care sunt, avem clienți de 6, 7 ani, 8 ani chiar, care sunt clienți fidei, și comandă de pe site și le trimitem prin curier. Avem un contract cu domeniul acesta al cosmeticelor e unul destul de sensibil pentru că până la urmă sunt produse pe care le aplicăm pe piele și e nevoie de tot felul de certificări și de multe lucruri care să ne asigure că produsele sunt atestate. Voi ce demersuri ați făcut? De ce fel de certificări ați avut nevoie și pe care le-ați obținut? Da, sigur.
Fiind toate produsele naturale și mai ales comestibile, producătorii. Asta înseamnă că sunt făcute din ingrediente comestibile, nu? Da, exact. Adică toate uleiurile și chiar și uleiurile esențiale se pot folosi în uz intern. Procesul este mai simplu, în sensul că avem buletinele de analize de la producătorii de materie primă. Avem buletine de analize pentru fiecare produs, ca și produs compact, după ce îl facem noi. Și avem notificare la Ministerul European. Nu intrăm în zona chimică, de chimicale, și atunci procesul este mult mai simplu. Am înțeles. Care sunt prețurile, Eduard? Cât costă cosmeticele Grigorescu? Dă-ne câteva exemple. Păi, săpunurile încep de la 7 lei pe 100 de grame și ajung la 9 lei, iar cremele de la 10 lei până la 31 de lei. Astea sunt prețurile de pe site. Separat pe, nu știu, zone ale țării, să spunem, de unde primiți cele mai multe comenzi? Cel mai mult din București, după care Brașov și Constanța. Cluj nu prea am colaborat foarte mult cu plafarele din Cluj. Care sunt planurile voastre? Uite, spuneai de Cluj că nu este neapărat una din piețele voastre din care să aveți foarte multe comenzi până acum. Este asta o țintă pentru perioada următoare și care sunt alte planuri pe care vi le-ați setat? Cred că cel mai important pentru noi este să dezvoltăm produse, cel puțin în perioada următoare, să dezvoltăm produse naturale diverse și să ne concentrăm foarte mult pe producție și pe capacitatea de a fi competitiv pe piață. Adică să facem lucrurile în așa fel încât să avem un avantaj de preț și un avantaj de calitate al produsului. Astfel încât dacă o să reușim pe viitor, restul o să vină de la sine. Cum e competiția aceasta? E o piață a cosmeticelor dominată mai degrabă de branduri internaționale pe care le găsim peste tot în supermarketuri, în orice magazin de cartier. Cum reușiți voi să supraviețuiți pe o piață din asta? Păi, avem avantajul unei calități mult mai bune, un preț mult mai bun, pentru că costurile noastre sunt mult mai mici, în sensul că pe măsură ce te dezvolți, ai cheltuieli pe care noi nu le avem și pe asta ne-am bazat la început, să spun. Deci așa. Vreți să păstrați o producție artizanală în serie mică? Da, pentru următorii ani, aș putea spune, ne dorim să avem să avem o calitate care să dea un impact mult mai mult decât o reclamă. Vânzarea produselor să se bazeze oarecum pe un review al celor care le-au folosit deja, iar banii care am putea să ar trebui să se ducă pe reclame sau fie reinvestiți în producție mai departe. Da. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult, Eduard. Mult succes mai departe cu planurile voastre. Mulțumesc mult, Alina. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și nu uitați că vă așteptăm în continuare pe site-ul Ziarului Financiar cu o nouă poveste de business în fiecare zi în secțiunea Afaceri de la zero. Pe curând!